Angajații din mediul privat ar putea primi vouchere de vacanță, la fel ca bugetarii. Peste 130 de parlamentari ai coaliției au semnat un proiect de lege în acest sens. Astfel, voucherele de vacanță, în valoare de 1450 de lei de persoană, suportate de la bugetul de stat, ar putea ajunge la 4,2 milioane de angajați din mediul privat. Măsura ar avea un impact bugetar anual de peste 6 miliarde de lei, iar susținătorii proiectului spun că ar fi un imbold important pentru turismul românesc, puternic lovit de pandemie. Și discutăm despre acest subiect, despre impactul pe care l-ar putea avea aplicarea acestui proiect de lege dacă va intra în vigoare, cu Adrian Voican, vicepreședinte ANAT. Bună ziua, domnule Voican, mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, sper că ne auzim bine, eu transmit din Berlin. Suntem la Târgul Internațional Turism, cel mai mare târg de turism din lume. Din păcate, România nu e prezentă, dar putem să vorbim despre voucher de vacanță, pentru că turismul românesc are totdeauna doi plămâni. Turism intern și turism de incoming, adică să aducem turiști străini în România. Cât de mult ar ajuta o astfel de măsură ca mai mulți români angajați din privat să aibă vouchere de vacanță pe care, desigur, ar putea să le folosească doar în țară? Foarte mult. E o dovadă că putem să trecem de la vorbe la fapte. Noi spunem că turismul este un domeniu prioritar, esențial al economiei și trebuie să și dovedim asta. Trebuie să avem măsuri și trebuie să avem programe pentru a susține turismul intern. Și nu e o glumă. În primul rând, angajații au nevoie de această echitate. Dacă 1.200.000 de angajați de la stat beneficiau de vouchere de vacanță, foarte, foarte puțin din cei din domeniul privat primeau vouchere de vacanță. Legea permite, însă nu e deloc încurajatoare în acest moment. Există și impozite și există presiune mare pe bugetul privaților. Dar dacă mâine vom avea și 4.200.000 de angajați din domeniul privat, care vor primi nu o sumă așa de mare, 120 de lei pe lună nu înseamnă mare lucru, și am constatat prin studii pe care le-am făcut atât cu Academia Română cât și cu ASEU și cât și cu OCDE-ul că banii aceștia se întorc ca o investiție în turismul românesc. Avem o dublare a unităților de cazare clasificate în ultimii 10 ani de când aplicăm această măsură. Turismul trece din zona de gri în zona albă și, cel mai important, dăm un semnal că investițiile în turism sunt binevenite. Odată ce e investit într-un hotel pentru 50-100 de ani, lucrurile rămân acolo. Și e foarte, foarte important să vedem în perspectivă. Vrem să ajungem la 10% din PIB cu turismul, vrem să ajungem la 10 milioane de turiști străini în România. Se poate, dar trebuie să vedem și că există politici publice în sprijinul turismului românesc. Domnule Voican, din experiența pe care o aveți până acum cu cei care au tichete de vacanță, cam ce fel de turist practică? În ce zone merg? Preferă să meargă vara, să meargă în extra sezon, să stea în weekend, să stea mai mult? Cum se practică de obicei? Avem niște studii și s-a dovedit că voucherele de vacanță sunt folosite ca și modalitate de a finanța vacanța. În proporție de 40% în intersezon, adică să zicem primăvara și toamna, când nu aveam deloc rezervări în turismul românesc, sau foarte, foarte puțin, și în proporție de 10% în perioada de vârf de sezon. Deci ajută și extra sezonul și intersezonul voucherele de vacanță. Iar de mers, oamenii merg peste tot. Găsești voucherele de vacanță la munte, la mare, în stațiuni balneare, în unitățile de cazare din zonele rurale, pentru cei care sunt clasificați și pentru cei care intră în acest circuit bancar complet fiscalizat. Ceea ce, repet, este un mare avantaj. Aș vrea să vă mai întreb, ca reprezentant ANAT, aveți speranțe că o să treacă un astfel de proiect, că se va găsi finanțare, că se va fi votat? Repet, nu e vorba de o finanțare ca pentru o cheltuială. Nu este un lux. Este o investiție. Banii se întorc înapoi. 0,12 lei se întorc pentru fiecare leu investit în analiza fiscală, iar în PIB-ul României se întorc 0,51 de lei în plus față de acel leu investit. Deci mai devreme sau mai târziu revedem acești bani în economie. În afară de acest boost, această dezvoltare a turismului românesc, și să nu uităm că turismul nu înseamnă doar cazare, înseamnă și transport, înseamnă și evenimente. Uite, avem anul acesta festivalul George Enescu, pentru care vrem să aducem turiști străini în România. Există campionatul de fotbal european Under 21, care este în România. Avem capitală europeană, culturală europeană la Timișoara. Anul acesta avem foarte multe evenimente. România, într-adevăr, are ce să arate, dar trebuie să cheltuiască bani pentru
să investească bani în promovare și în niște politici coerente. Revin, nu e posibil ca România să lipsească de la cel mai mare târg internațional de turism din lume, unde sunt 160 de țări, toată lumea a reușit să-și facă temele, să rezolve problemele birocratice de aprobare. România n-a putut, n-a reușit în intervalul de timp pe care l-a avut să reușească să fie prezent aici. Nu trebuie să se mai întâmple așa ceva vreodată. Și dacă tot sunteți acolo la Berlin, la târgul de turism, aș vrea să vă întreb cum e acolo, care sunt trendurile în turism, a schimbat ceva față de anii trecuți, față de perioada de dinainte de pandemie? E foarte bună întrebarea, pentru că ar trebui să știm sau să ne reamintim că 3 ani de zile acest târg a fost suspendat. A existat numai în variantă online, ceea ce e cu totul altceva, iar acum, după 3 ani de zile, toată lumea vine cu o mare sete de întâlnire face-to-face. Oamenii degustă vinuri, oamenii oferă cafele, oamenii oferă bunătăți din gastronomia locală, se întâlnesc parteneri, fiecare vede cine a supraviețuit din punct de vedere al business-ului și nu. Și uite, în spatele meu nu am standul României, dar am standul Moldovei, o țară mică, mult mai aproape de război decât noi și care sunt prezenți aici. Iar Albania, altădată o țară despre care România făcea glume, are 2 standuri la Berlin. Ca să nu mai vorbesc de Slovacia, de Serbia, iar sunt care sunt apropiate de noi și care au o prezență foarte bună. România nu poate, este nepermis ca România să lipsească de la un astfel de nivel și să nu aibă un cuvânt de spus.